Mă rog, prieteni, noi am înghețat să filmăm atâta pe afară și am decis să ne întoarcem acasă. Dar nu cu mâinile goale. Anul trecut acest model ne-a surprins prin maximă putere în minim volum. Modelul de anul acesta are parte de aceleași privilegii, doar că și mai multă putere și smoală pe margini. Despre ce este vorba? Haideți să vedem! Uite că a venit, încă un device Xperia. De altfel, băieții lansează la fiecare jumătate de an câte unul nou, dar fără prea multe schimbări. Despre design nici nu o să mă obosesc să vorbesc. Din nou aceeași formă pătrățită și sticlă pe spate, care dacă serios vorbim deja cam irită. Atâtea modele scoase și toate în proporție de 90% aproape că nu se deosebesc. În ianuarie urmează să vedem deja Xperia Z4, unde mare revoluție la fel nu se așteaptă. Totuși conservatismul e apreciat de mulți și cei care cumpără Xperia sunt de obicei de părerea că, dacă e bun, pentru ce ar mai trebui să riști schimbând ceva. O schimbare utilă ar fi carcasa din jurul telefonului, care acum vine peste margini și este, atenție, din smoală artificială. Această soluție va trebui să absoarbă impacturile de la loviturile laterale, pentru că, fie ce-o fi, dar eu știu cât de sensibile sunt smartphone-urile Xperia la căzături. Pe de o parte, telefonul nu mai este expus atât de tare la zgârieturi, boțituri și crăpături. Pe de alta, cam nu mai arată el atât de premium fără un pic de metal ca la versiunea trecută. Pe această carcasă, foarte bine și-au făcut loc butoanele și capacele care acoperă slotul pentru card microSD și SIM. Totuși, eu nu înțeleg de ce pentru o cartelă nano SIM, nano, da, e nevoie de un capac cât jumate de telefon. În general, telefonul este extrem de comod. La un moment dat începi să te gândești că e prea mic. Display-ul lui Z3 Compact are 4,6 inch, un pic mai mare ca modelul de anul trecut, dar păstrează marginile tare subțiri, care vor face ca iPhone 6 cu aceeași diagonală să fumeze nervos în colț. Dacă e să vorbim de rezoluție, aici avem la fel ca și anul trecut un ecran 720p, cu o densitate mai slabă de pixel. Totuși are ceva display-ul ăsta, pentru că nu arată ca și restul ce au aceeași rezoluție. Culorile sunt foarte bine balansate, Sony a scăpat de albul care era mai mult galben pe modelul de anul trecut. Acum e chiar mai alb decât orice ecran IPS pe care l-am văzut până acum. Desigur, cartea de vizită a telefoanelor Xperia este rezistența la apă și praf pe care o avem și aici. 30 de minute la o adâncime de 1,5 metri. Totuși, aici apar mai multe semne de întrebare. Pe site-ul producătorului se precizează așa, printre altele, că smartphone-ul nu poate fi băgat sub orice apă. Cea sărată din mare sau clorată din bazin poate deteriora device-ul, cu toate că Sony afișează pe site imagini cu smartphone-ul care fotografiază în bazin. La fel, mai mulți utilizatori și jurnaliști care l-au testat s-au plâns că au rămas fără smartphone după ce s-au jucat cu el în mare și în bazin. Iar Sony nu le-a înlocuit device-ul din cauza acestui motiv scris cu litere mărunte. Pe lângă asta, capacele smartphone-ului sunt cu mult mai mari decât la modelele trecute și nu îmi imaginez cum nu intră apă prin ele. Totuși, sub robinet sau în pahar, totul pare să reziste așa cum era de așteptat. Iar poze în apă, presupun că cel puțin în duș veți putea face. Camera, apropo, a venit de la modelul trecut. Nu prea multe schimbări, cei drept focusează mai bine, dar la lumină slabă, problema cu pozele mult prea pixelate rămâne. În schimb, pe acest pitic putem filma chiar și 4K, dar mi-a plăcut și prezența butonului dedicat camerei. Pentru fotografiere rapidă este exact ceea ce trebuie. Ce-l deosebește pe Z3 Compact de alte telefoane mici este puterea lui. Nu este nici medie, nici multă, e o grămadă. Tot ce vedeți la flagmanurile de pe piață, totul este și aici. Snapdragon 801, 2GB de RAM, tot mai pe scurt. Și nu cred că are nevoie de mai mult. Pare destul de straniu ca un telefon atât de mic să ruleze atât de rapid peste tot. Pe lângă smartphone, am decis să testez și un nou accesoriu de la Sony, Smart Band. După exterior, este exact ca fitness trackerul Fitbit pe care l-am testat ceva vreme în urmă. Creierul este această chestiuță micuță care se introduce în una din cele două curile. Este la fel de rezistent la apă și praf, doar că are o textură mult mai plăcută, dar în care se poate aduna foarte ușor praful.
Funcționalitatea este exact aceeași. Monitorizarea activității zilnice cu foarte multe poante, gen cât ai mers cu mașina, cât ai mers pe jos, cât ai alergat, cum ai dormit, toate astea în fond depind de cât de tare miști tu mâna, nu corpul. Totuși, cu ce m-a vrăjit Sony Smartband este capacitatea sa de a funcționa ca o telecomandă. Poți dirija muzica de pe smartphone prin diferite tapuri pe acest band. Dacă te îndepărtezi de smartphone, brățara vibrează. Dacă ești sunat sau ai vreo notificare, la fel. Dacă ți-ai pierdut telefonul, îl poți face să sune. Pe lângă asta, prețul de pe piață este cu mult mai jos decât la concurenți, iar toate funcțiile pe care le primiți și cele două benzi cred că merită. De când m-am folosit ultima dată de un Xperia, careva upgrade-uri s-au făcut și la sistem. Desigur, ideile de bază a interfeței Sony au rămas, iconițe care ar fi timpul să fie schimbate, dar un updrawer foarte comod de folosit. Preferatul meu Double Tap pentru a debloca ecranul la fel este prezent. Acum, apropo, înainte de iarnă avem și regimul Glove Mode. Pentru posesorii de PlayStation 4, acest telefon are o surpriză tare super. Să zicem că stai concentrat la jocurile tale când vine mama și te alungă în altă cameră pentru serialul ei. Ți-ai luat doar gamepad-ul cu tine, l-ai conectat cu Z3L pe care îl ai și poți savura orice joc de ultimă generație pe acest ecran micuț. Asta nu se compară cu niciun joc de pe telefon. Bateria de anul acesta este ceva mai mare. Aici avem deja 2600 mAh, dar și telefonul este un pic mai mare. Probleme gen telefon descărcat la sfârșitul zilei nu am avut. Acest micuț rezistă 24 de ore fără probleme, chiar și cu Bluetooth-ul sincronizat în permanență cu smartband-ul. Iar cu ajutorul regimurilor de economisire a energiei puteți rezista chiar și 2 zile. Asta chiar nu e de glumit. Sunetul de pe Z3 Compact m-a lăsat mască. Anul acesta avem două speakere frontale, care nu rămân prea tare în urmă de la cele de pe HTC One. Sună tare, atât de tare că telefonul vibrează și, foarte important, calitativ. Sony Xperia Z3 Compact este unul din cele mai mici, dar și mai puternice smartphone-uri de pe piață. Seamănă așa de parcă e o buburuză. Micuț, drăguț, nu foarte serios, zboară repejor. Din păcate, sticla din spate este în continuare foarte ușor de zdrobit. Deși, pe acest model, cel puțin nu apar zgârieturi de la orice. Personal, m-am deprins deja cu telefoane ceva mai mari. Însă mai sunt o grămadă de useri cu mâini mici, care nu se conformează acestui trend. Pentru ei, cred că Xperia Z3 Compact este o variantă perfectă. Maximum posibilități în minimum volum. Nu uităm nici de smartband, multe funcții, preț accesibil și în plus lucrează cu toate Android-urile. Acesta a fost review-ul smartphone-ului Xperia Z3 Compact și a lui Sony Smartband. Noi, apropo, mai avem în plan careva review-uri legate de ceva ce se poartă pe mână, probabil ceva din Android Wear, probabil Sony, nu știu. Ar vrea să scrieți în comentarii ce părere aveți despre asta. Până atunci, nu uitați să apăsați subscribe și să dați like peste tot. Cum a fost, Vicu? Toate bune!